În fine, capital despre România întârziată. Urmează stația Noi Amânări, cu inaugurare la Sfântul Așteaptă. Chiar dacă au trecut aproape 4 ani de la demararea lucrărilor liniei de metrou Eroilor Drumul Taberei, sub sloganul "În 3 ani aici va fi stația ta de metrou", oficialii Metrorex preconizează că metroul va fi funcțional abia la sfârșitul anului viitor. Tăierea panglicii, aflăm din capital, este programată înainte alegerilor parlamentare din noiembrie 2016. Vorbim de aproximativ 7 km de linie, 10 stații de metrou și un depou, ceea ce înseamnă investiție de 1 miliard de euro, cea mai mare parte din finanțare fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile. Mai multe în ziare.